La știri, agresorul din județul Suceava a filmat în timp ce își snopea în bătaie copilul de 8 ani, este liber. El a fost reținut aseară pentru 24 de ore și audiat, iar astăzi instanța l-a trimis acasă sub control judiciar. În trecut, individul a fost închis pentru că și-a violat o fiică vitregă, dar a fost eliberat condiționat din pușcărie. Decizia instanței vine în contextul în care datele oficiale arată că violența asupra minorilor este în creștere în țara noastră. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Un copil trântit la pământ este bătut cu sălbăticie de propriul părinte. Un frate filmează. Mama, aflată în plan secund, privește pasivă scena îngrozitoare. Copilul are 8 ani și cere iertare. Tatăl îl izbește de pământ și îl lovește cu o bucată de lemn. După ce imaginile au ajuns în spațiul public, agresorul a fost reținut. Bunica bietului copil, mama agresorului, aruncă toată vina pe școala online. Pe băiețel, de ce l-a bătut? Nu vrea să-și facă temele. Da, halul ăla. Da, halul ăla. Dar cât am mai făcut strucaj, cât doar băiatul. Spuneți că el nu este violent? Nu, nu a fost niciodată, dar pe eu l-am crescut, eu l-am... Și atunci cum vă explicați că l-ați văzut? Din cauza că el tot era presat de la școală permanent. Învățătoarea tot îl presa, o rabda, cât o rabda, o săptămână, tot mă băie de aia, așa, așa. Tatăl agresor a fost închis în 2013 pentru că și-a violat o fiică vitregă. Nu a făcut toată pedeapsa, întrucât a fost eliberat de statul român împreună cu mii de deținuți acum 2 ani, iar mama fetei violate, partenera lui, l-a iertat. Acum, imaginile șocante au ieșit la lumină după ce unul dintre copii, martor la bătaie, le-a arătat la școală unui cadru didactic. Toți membrii familiei susțin că episodul brutal a fost singurul de acest fel. Nici vecinii n-au auzit nimic, ba chiar aruncă vina tot pe copil. Eu nu zic nimic, eu zic că eu știu copiii și copiii obraznici. Eu știu, na. Da, așa, în halul ăsta să-l facă. Apă asta nu știu dacă o fac cu bine sau nu, dar, na, în familie ce te poți băga, nu știi ce au... Ce treabă au ei, nu? Un copil așa de mic să bați cu o bucată de lemn? Da, uite așa, părinții că le dă ajutor social de asta. Au timp să bată copiii. Este recidivist, a mai avut o problemă cu o fiică vitregă. Dădea impresia că s-a integrat după toată această poveste. Tatăl a susținut că doar așa un pic l-a atins. Deci tatălui nici nu i s-a mai arătat filmulețul. Deci el practic... Adică și mama a spus că nu vrea să scrie. Ei au declarat că asta a fost singura dată și mama nu a declarat deloc. Cei de la Protecția Copilului sunt convinși că așa ceva s-a mai întâmplat. Mama mai are două fete dintr-o căsătorie anterioară, fete care au ajuns în sistemul de protecție în anul 2001. Datorită abuzului acestui individ asupra fetelor, abuz sexual. Copiii din familie împreună cu mama lor au fost duși la centrul pentru victimele violenței domestice. Individul agresiv se întoarce acum acasă și va fi judecat în libertate. Zilele trecute, o altă imagine a șocat o lume întreagă. Un copil a fost izbit cu violență de pământ de un adult. Și astfel de imagini tot apar mărturie că violența asupra copiilor este în creștere. Anul trecut, în perioada ianuarie-septembrie, au fost raportate în mod oficial 10.656 de cazuri de violență, din care 1.000 abuz fizic, 1.449 abuz emoțional, 825 abuz sexual. Sunt cifre seci care vorbesc însă despre o realitate în care mii de copii în această țară sunt nevoiți să trăiască. Este de datoria noastră a tuturor să-i ajutăm. Dacă noi nu înțelegem că bătaia nu este din ruptă din rai și că nu este o soluție pentru a rezolva diferitele comportamente ale copiilor, nu vom reuși să ne vindecăm noi ca societate. Teoretic, fiecare primărie are asistență socială și tot teoretic, aceste instituții ar trebui să fie mai prezente. În primele 9 luni ale anului trecut, aproape 2000 de copii au ajuns în plasament și 1092 de agresori s-au ales cu dosar penal. Nu avem în acest moment date oficiale despre câți dintre ei au fost și pedepsiți. România arată urât când o privești oarecum așa din avion, dar știți de ce arată urât? Pentru că ne batem copii. De-aia arată urât. Acești copii care sunt bătuți, la rândul lor, vor provoca leziuni majore acestui popor. Vreți să arate România frumos? Nu vă mai bateți copiii. Și o să vedeți că se schimbă ceva în mentalitatea noastră.
Salvarea unor suflete nevinovate poate veni de la fiecare dintre noi. Orice abuz asupra copiilor trebuie raportat autorităților, care la rândul lor trebuie să-și facă treaba și să-i pedepsească pe agresori. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.